Un singur student dintre cei 13 repartizați ca să sprijine în perioada pandemiei cadrele medicale din Spitalul Județean Buzău a acceptat să lucreze ca voluntar în unitatea medicală. Cei 13 voluntari, studenți în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, au fost repartizați la Spitalul Județean Buzău săptămâna trecută prin dispoziția Departamentului pentru Situații de Urgență. Dacă ni s-a trimis o listă cu 13 potențiali voluntari, se pare că nu a rămas decât unul. Noi facem toate diligențele, așteptăm în continuare. Noi ne-am făcut treaba din punct de vedere al Consiliului Județean, să asigurăm din punct de vedere, să spunem, material, cazare, masă și așa mai departe, și în condiții de securitate maximă și decență. Reprezentanții Spitalului Județean și autoritățile fac toate demersurile pentru a atrage la Buzău cât mai mulți voluntari. Autoritățile vor asigura toate condițiile studenților voluntari care ar putea ajunge la Spitalul Județean. Noi, Consiliul Județean, azi am și dat o hotărâre în acest sens, în care să putem să asigurăm, dacă vreți, cazarea în condiții decente, masă și așa mai departe. Potrivit unui proiect adoptat în ședința de astăzi a Consiliului Județean Buzău, studenții care doresc să lucreze în unitatea medicală vor avea asigurate cazarea și masa. Totodată, ei vor primi și o indemnizație în valoare de 2500 de lei, dar și diurnă.